Bună seara, bună seara! Ia uite ce avem noi aici, dragii mei! Vin în fața voastră cu ritualul cu limbă, să vă învăț ce să faceți, bineînțeles, în cazul în care aveți foarte mulți dușmani cu limba veninoasă, care nu le mai tace limba. Va trebui să vă procurați, dragii mei, limbă, da? Înainte de asta, vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc tot binele din univers. Limbă de viță, limbă de porc, limbă de ce doriți dumneavoastră, limbă să fie, da? Pentru că vă învăț să faceți un ritual pentru limba dușmanilor, da? Toate persoanele care mi-ați zis că nu le tace limba în gură, am și eu una aici pe canalul de YouTube, toți cei care sunteți vechi, știți cine este, mortăciunea, cadavrul, progenitura, care iară, ci că ea are clar viziuni, cred că măsa era biată când o făcut-o sau o căzut în cap când o născut-o, așa, sau tatăsul era drogat pentru că ea are clar viziuni nefondate, nu știe nici măcar, habar n-are de viața mea, de destinul meu, de familia mea și vorbește, dar ea de un an de zile tot mănâncă căca, dar eu o să-i pregătesc un ritual special cu altă limbă care o dau un tec pe la curul meu și o bag și până troaca mea, așa, ca să se prindă mai bine de ea, că a avut o perioadă în care i-a tăcut gura, dar iară de vorbește, crede că o bagă cineva în seamă, nu o bagă nici dracu în seamă, are clar viziuni în pungă, ca urolacii, dacă avea clar viziuni știa de unde este bărbatul meu, auzi din Bacău, că are infracțiuni, taci dracu din gură, mortăciunea mortăciunilor, cadavru cadravelor, progenitura progeniturilor, hoitul hoiturilor, că o să-ți putrezească limba în gură, așa cum putrezește limba asta, așa o să-ți putrezească ție și carnea pe tine și limba în gură, că nu știi altceva decât să inventezi, să bagi lumea în eroare, proștii săia care să ia după tine, da? Pentru că un om normal nu se poate lua după o progenitură și o nebună ca tine, care nu știe absolut nimic a cei de viața ei. Clar, viziunile tale sunt la veceu. Ai numai telenovele în cap, partea 1, partea 2, dar tu deja ai făcut un roman întreg de istorie de mine, habar nu ai pe ce planetă ești, marș la baie și spală veceurile, că acolo este locul tău, da? Ți-am mai spus eu ție să stași din gură, dar tu tot nu tași din gură și o să-ți fac eu ție un ritual special cu limbă ca să o bagi direct în cur la mine și după aia să o folosești și să mânci căcat, o să ți se umfle limba în gură. Până la urmă, hai să vă învăț, dragii mei, ce să faceți voi? Într-o zi de sâmbătă sau duminică noaptea, procurați limbă, da? Uitați. Puteți să faceți rost și de pământ dintr-un loc pustiu, dacă aveți posibilitatea, sau chiar și de la cimitir. Nimic de zis. Ăsta este un ritual de întoarcere împotriva dușmanilor care vă fac chiar și farmece, împotriva bârfitorilor și cleventitorilor, împotriva proștilor și tâmpiților care nu le tac flonca de gură și stă cu limba de dimineață până seara în curul vostru, așa cum e mortăciunea asta care stă cu limba în curul meu de dimineața până seara, să nu mai zic în altă parte și a familiei mele, și o să putrezească limba în gură până la urmă, nu o să mai poată vorbi, că o să amuțească cum amuțește mortul în morminte, așa o să amuțească ea. Și voi puteți să faceți pentru dușmanii voștri să le amuțească limba în gură, să-i ardă, aveți nevoie de limba, aveți nevoie de folie de aluminiu, aveți nevoie de piper sau de, cum se numește, ardei iute, o foaie pe care să scrieți numele dușmanilor și data naștere, dacă nu știți, scrieți nume, prenume, da? Sau dacă nu știți, scrieți dușmani știuți și neștiuți. De exemplu, vă arăt, da? Deci, dușmani știuți și neștiuți. Uite așa. Deci, dușmani știuți, neștiuți. Așa. Vedeți? Închideți foaia fain frumos și o băgați, o poziționați fain frumos în limbă, da? În interior. Ați văzut că eu limba am tăiat-o. De ce? Pentru că această limbă, bineînțeles, o veți duce la cimitir și o îngropați sau într-un loc pustiu, da? Este ritual de întoarcere. Rău care ei vi l-au făcut vouă, că îl face conștient fiind, da? Au discernământ, sunt persoane normale, să le cadă înapoi pe limba lor. Așa și nenorocita asta care ea are discernământ zice că e normală, dar de fapt normală nu e, că ia pensie de handicap de la stat, și vorbește ce nu trebuie non-stop de mine, de bărbatul meu. Deci, mereu declară în toate videorile ei că ea este normală. Dacă ești normal, atunci ați meriți pedeapsa, se întoarce tot împotriva ta pe limba ta. Ceea ce vei vorbi cu limba, va ieși din limba ta numai prostii și toată lumea îți va închide ușile și vei avea numai probleme, da? Pentru că ai discernământ. Acum ai pupi în cur pe moldoveni, până acum i-ai
înjurat. Acum ai pupi în cur, așa ești tu. Te dai cu ăla care vezi, Doamne, crezi tu că îți dă cineva atenție. Așa, și voi dați cu piper pe limbă sau cu peperoncin din ăla. Da, uitați cât de mult dați, da? Și va trebui să aveți și o lumânare de culoare neagră ca să-i faceți sigiliul, da? Eu am un fel de gri închis, dar nu contează, și veți, pe lumânare la fel, veți scrie cu un bețișor dușmani știuți și neștiuți, da? Sau dacă știți dușmanii, dar trebuie să fiți foarte sigur că ea sunt dușmanii, da? Dușmanii trebuie să aibă discernământ, da? Adică să zică că, de să nu aibă acte și documente că sunt cu probleme cu capul, da? Dacă au probleme de nervi și ăsta, aia nu se pune, trebuie să n-aibă linie roșie pe buletin, da? Așa că nenorocita asta zice că ea e normală, nu. Nu știu dacă are linie roșie pe buletin, dar în creier sigur are numai gărgăuni. Și ei o să-i prepară așa o limbă mai frumoasă, mai specială, da? Pentru că spune că n-are probleme și îi normală. E, dacă e normal, atunci să se ducă tot împotriva ei. Întâi intră cu limba undeva la mine, îi ia cardasanul lui bărbatul meu și-l linge de la cur la coaie, așa, și după aia o să-i se întâmple ei altele, da. Haideți să vedem. Deci, pentru voi v-am spus ce face. Spuneți piper sau pe ardei iute, ați scris. Și începeți să sigilați și spuneți cum se topește ceara să se topească toți dușmanii mei știuți și neștiuți. Cum se consumă ceara de la lumânare să se consume ei acum aici definitiv. Pe limba lor să meargă tot răul, tot farmecul, tot blestemul care ei vorbesc de mine. Cum putrezește limba așa să, cum putrezește această carne așa să le putrezească lor limba în gură pentru tot ce au vorbit și pentru tot ce vorbește. Așa cum limba va fi îngropată, așa să li se îngroape lor de tot faima, sporul, prosperitatea, norocul, fericirea, înțelegerea, da? Totul va fi îngropat în momentul ăsta. Așa cum piperul pișcă de câte ori vor vorbi de mine, spuneți numele vostru, să le piște limba, să aibă probleme. Toate ușile să li se închidă în față și nimeni să nu-i mai bage în seamă. Cum lumânarea se topește, să li se topească lor limba în gură și vorbele lor să nu mai aibă nicio valoare. Da? Așa cum carnea putrezește, așa să le putrezească lor limba, să dea pe limba lor toate bolile din lume, cancere, buba neagră și numai bube să aibă bășiși pe limbă de câte ori a să vorbească de mine, spuneți numele vostru. Așa cum descânt eu această limbă, așa să ajungă blestemul meu și descântecul meu la ei. Da? Așa cum am tăiat eu limba în două, așa să li se taie lor definitiv limba în două, să nu mai poată vorbi de numele meu, de familia mea, de mine. Spuneți de voi, da? Toți cei care aveți probleme cu dușmanii. Dacă știți numele, spuneți numele. Da? Așa cum mortul nu vorbește, așa ei să amuțească definitiv să nu mai poată vorbi, nici pentru o zi, nici pentru două, nici pentru toată viața. Așa cum această limbă va fi îngropată, așa li se va îngropa lor numele, așa li se va îngropa lor sporul de bani, așa li se va îngropa lor faima. Toată lumea care îi vor vedea vor fugi de ei ca dracu de tămâie că le va mirosi limba în gură a putregai și a mortăciune. Da, spuneți așa. Le va mirosi gura, limba în gura putregai și a mortăciune. Așa cum sigilez eu această limbă, așa sigilez eu definitiv acest ritual și să se prindă de ei acum, aici, definitiv. Așa cum se stinge această lumânare, așa se va stinge de pe ei numele lor, faima lor, bogăția lor. Ei se vor stinge și se vor topi cum se topește ceara de la această lumânare, așa se vor topi ei, așa se va topi fericirea lor, așa se va topi pe picioare de boală, de chin, de nenorocire, așa li se va topi lor banii lor, sporul lor, fericirea lor și tot ce ei au drag. Cu limba au vorbit, pe limba lor să piară, cu limba au vorbit, pe limba lor să piară, cu limba au vorbit și vorbesc, pe limba lor să piară. Acum aici definitiv, da? Stingeți așa lumânarea, așa, fain frumos, după care puteți să o aprindeți și să o lăsați așa lângă limbă. Ce veți face voi? Dacă aveți pământ de la cimitir, puneți foarte mult pământ deasupra, da? Puneți pământ deasupra, după care învârtiți, fain frumos, să fie pământ, da? Și faceți așa, da?
Faceți așa frumos, dar cu pământ să fie, dragii mei, da? Cu pământ. După care vei spune în felul următor. Mai spui în felul următor. Pământ am tras eu pe tine și în pământ vei rămâne. Definitiv, acum, aici. Spui de trei ori. Pământ am tras eu pe tine și în pământ vei rămâne. Definitiv, acum, aici. Pământ am tras eu pe tine și în pământ vei rămâne. Definitiv, acum, aici. Ei, cauți o pamblică neagră. Fain frumos, da? Uitați aici ce vă zic. Asta este valabil și pentru cine vă face farmece, da? Ia uite. Îi faci un nod. Fain frumos și spui. Te leg definitiv pe tine de pământul morților de cimitire și de toate spiritele rele să rămâi legată, limba ta să rămână legată acum, aici, definitiv. Primul nod, da? Al doilea nod. Te leg pe tine definitiv de lumea întunericului și acolo să rămâi în acea lume, să nu mai poți să ieși, da? Și al treilea nod. Te leg pe tine și limba ta definitiv de toți morții din morminte și acolo să rămâi înțepenit, înțepenită pe veci, să nu mai poți vorbi, da? Ce veți face? Veți aștepta să se termine lumânarea, care voi o puneți aici, luați și ceara de la lumânare, luați și chestia asta, mergeți și îngropați un loc pustiu sau în cimitir, da? Veți vedea că dușmanii voștri vor avea numai și numai probleme, da? Iar pentru tine, hoitule, cadavrule, putregai care ești de femeie, că nu sta ce pizda de limbă și tăți o bagi în curul meu de dimineață până seara și în cardasanul lui bărbată meu, îți pregătesc un special ritual, ai să mai mânci tu cât ai să mai mânci căca din gură până vine la tine îngerii întunericului și-ți ia limba și-ți ia corpul și te ia și te duce cu ei departe. Ai să vezi și pe tine și pe toți ăia care te ascultă pe tine și aveți treabă cu viața mea și cu destinul meu. Vă trimit toate spiritele întunericului pe capul vostru, începând din acest moment, să vă bântuie în casă, în familie, și pe tine și pe ei și nu o să mai aveți parte de liniște, nu o să mai aveți parte de absolut nimic, da? Nu taci de o an de zile, tă stai cu limba ațintită în curul meu, de un an de zile tă mânci, tă bogăni, am să-ți fac zi de zi până te duci exact unde trebuie să te duci și tu și cei care nu încăpeți de curul meu și de viața mea, da? Și cei care sunt cu tine și te susțin, toți cei care aveți ce aveți cu mine, fără să cunoașteți situația, fără să știți că această lepră ordinară a blestemat pe acest canal de YouTube de dimineața până seara copiii mei și familia mea, fără să-i fac nimica, că se crede regina tronului de căcat pe acest canal de YouTube și nu știți povestea și vă luați după ea, veți avea parte de același tratament care l-are ea, da? La spitalul de nebun veți fi unul după altul și tot ce care o susțineți pe ea și nu știți adevărul și vă luați după vorbele ei de nebună, veți avea parte de acest tratament. Nu mă las de capul ei și nici de capul vostru care nu vă vedeți de treabă, pentru că eu nu vă fac absolut nimic, nu am treabă cu voi și ea stă de dimineața până seara tot Crista Rochi trist. Crista Rochi, ea care să crede înțeleapta înțeleptelor și clarvăzătoarea clarvăzătoarelor. O să-i dau eu clarviziuni de azi înainte, treabă în cimitir vei avea, între spirite și între morminte, da? Restul care sunteți pe canalul meu, mă apreciați, mă iubiți, eu vă iubesc, vă respect și nu mi-aveți treaba, vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc tot binele din acest univers, da? Și Dumnezeu și Maica Domnului să fie cu noi toți. Iar cea care toată ziua mâncă căcat și vorbește nefondat și face acuzații fără să știe de fapt despre cine vorbește și ce vorbește, nici măcar nu știe cine e bărbatul meu. Bărbatul meu nu locuiește în Bacău, bărbatul meu nu-i traficant, inginer și îți dă un cardasan în cur de-ai să te saturi, dacă e până aici, nu știi nimic de noi și te vorbești, vorbești. Și mai ai și niște proaste ca tine care să ia după tine. V-am pupat, dragilor, faceți acest ritual și veți avea rezultate. Ne auzim!